fost un meci destul de interesant, greu, a fost cam cald, am fost cam puține la meci, ne-am organizat, dar în general a fost un meci bun, cred că s-a jucat bine, dar din păcate am pierdut. După această partidă nu mai aveți șanse la play-off? Da, cu păreri de rău nu mai avem, trebuia să câștigăm însuși cu Volta, trebuia să câștigăm, sau cel puțin să nu pierdem. Și respectiv astăzi să câștigăm, dar deja avem ceea ce avem. Crezi că calificarea s-a decis mai mult în partida cu Volta? Da, cred că acolo s-a jucat cel mai important joc pentru noi, pentru a accede mai departe în play-off. S-a jucat un egal, cel puțin, cred că era altceva. În partida cu Tehmet de astăzi nu v-a putut ajuta Victor Iordache? Da, cu părere de rău, s-a accidentat, a avut o intervenție chirurgicală. La fel și alți jucători n-au putut să ne ajute, au fost accidentați și au fost cei ce a fost, am fost puțin astăzi. În play-off s-au calificat Ecolux, Moprogres, Volta și Nistru. Crezi că anume aceste patru echipe merită calificare? Nu știu, spun că merit sau nu merit, cred că toate au meritat, pentru că însuși campionatul a fost destul de intens, s-a luptat sau încă se luptă până la ultimul meci. Au meritat sau n-au meritat, asta e deja o altă întrebare. Cred că și noi am meritat, dar cineva norocul sau careva factori adiacenți au dus ca noi să nu fim acolo sau poate alte echipe la fel. Cine din jucători s-a evidențiat pe parcursul acestui sezon? Nu aș vrea să scot cineva în evidență. Însuși, dacă nu vreau să vorbesc de alte echipe, vreau să vorbesc de echipa noastră. Toată echipa am făcut un joc bun, dar văd că avem încă de muncit, pentru că dacă nu suntem acolo unde trebuie să fim în play-off, să jucăm cu cei mai puternici, înseamnă că mai avem încă de muncit mult.